Salutare și bine te-am găsit la Zodiacul lunii aprilie. Eu sunt Amos și în următoarele momente îți voi spune care sunt cele mai importante evenimente ce te pot aștepta în această lună. Așa că te invit să rămâi alături de mine. Mă bucur foarte mult să ne reîntâlnim, dragii mei, în cadrul acestui Zodiac. Iată de data aceasta pe luna aprilie. Această citire este pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în zodia săgetătorului. Bineînțeles că te poți uita și tu, cel care poate dorești să afli anumite mesaje legate de cineva din această zodie. Nu uita că este o citire generală, este bazată pe energia colectivă, așadar este foarte posibil să nu vă regăsiți cu toții în aceste mesaje. Dacă dorești să iei legătura cu mine, o poți face pe site-ul oficial amostarot.ro și dacă dorești să te înscrii la cursul de inițiere în arta tarotului, te aștept pe același site amostarot.ro/curs. Cursul va începe în data de 5 iunie, iar înscrierile se vor putea ține până pe data de 1 iunie 2023. Te invit în cadrul școlii mele Amos Spiritual School, te invit dacă ești un iubitor al cărților de tarot și dacă dorești să lucrezi cu ele pe viitor. Este cel mai complex curs de inițiere în această artă. Bun, hai să vedem, dragii mei, care sunt mesajele pentru voi în luna aprilie. Voi extrage prima oară un mesaj al Arhanghelului Gabriel. Ok, uite că deja a căzut acest mesaj. Bun. Arhanghelul Gabriel îți atrage atenția cu privire la motivația pe care o ai pentru a merge înainte, da? Este posibil să-ți lipsească această motivație sau pentru unii dintre voi nu este necesar pentru că nu lipsește, ci dimpotrivă, o aveți din plin. Iată, acesta este mesajul tău. Motivație. Îți voi citi imediat mesajul de pe card. Roagă-te pentru călăuzire, pentru a ști cum să devii mai entuziasmat și motivat legat de acțiunile tale. Bineînțeles că, având în vedere mesajul, putem vorbi poate despre o lipsă de motivație în acest moment. Te afli probabil într-o ipostază mai puțin plăcută. Este ca și cum nu te mai mulțumește meseria ta, profesia ta, lucrurile pe care le faci, modul în care trăiești, modul în care te alimentezi, da? Ești foarte împotrivă cu evenimentele ce ție ți se întâmplă în acest moment în viața ta și bineînțeles că lipsindu-ți această motivație nici nu ai cum să mergi înainte. Este foarte important pentru tine acum, în această perioadă, să încerci să îți regăsești motivația, să te conectezi cu sursa, să te conectezi cu tine, cu intuiția ta. Foarte, foarte important. Roagă-te pentru acest lucru. Roagă-te ca să îți poți recăpăta entuziasmul. Fără entuziasm nu putem să mergem înainte. Hai să vedem ce spune și oracolul Moonology. Mesaje importante pentru cei din zodia săgetător. O carte pentru momentul prezent și o carte pentru viitorul apropiat. Bun. Dragul meu săgetător, tot ce îți pot spune fix în acest moment este că te așteaptă schimbări foarte, foarte mari, schimbări de perspectivă, schimbări ce își vor pune foarte mult amprenta spre noul tău orizont și spre noua ta cale, bineînțeles. În momentul de față, trebuie să înțelegi un lucru, că atât tu, cât și cei de pe lângă tine, cât și oamenii dragi sunt în siguranță. Avem luna nouă în rac. Iată ca și energie. Luna nouă rac arată grija.
Arată grija pentru siguranța ta, arată grija pentru siguranța celor din jur, poate îți faci probleme cu privire la o persoană din familia ta, poate sunt anumite probleme de sănătate, poate te-ai confruntat cu asta în ultimul timp, da? Și atunci, bineînțeles că îți pui acest semn de întrebare, oare o să pot să susțin situația asta? Oare o să pot să ajut financiar, emoțional, da? Vorbim de resurse aici. Universul îți transmite că atât tu, cât și persoanele la care tu te gândești, sunteți în siguranță, da? Urmează acum o energie a viitorului tău apropiat, vorbim despre luna nouă, vorbim despre eclipsă, practic, expect powerful changes. Asta înseamnă că trebuie să te aștepți la niște schimbări drastice în viața ta, da? Aceasta este cartea, acesta este mesajul. Se întâmplă lucruri minunate aici cu tine. O să-ți explic exact cam despre ce este vorba. În primul și în primul rând vorbim despre o relocare, vorbim despre o schimbare pe zona profesională pentru mulți dintre voi, vorbim despre abordarea vieții într-un alt sens, într-o altă manieră și poate printre voi se află și oameni care o să își facă, să spunem, diferite modificări, o să facă diferite operații, o să încerce să fie mult, mult mai atenți la tot ce înseamnă sănătate, da? Mare, mare grijă la somn, la odihnă și, bineînțeles, la organizare, pentru că simt pentru tine un punct nevralgic chiar în această zonă. E nevoie să te disciplinezi, e nevoie să îți refaci programul pentru că s-au întâmplat deja anumite schimbări care, bineînțeles, că te-au scos de pe linia ta obișnuită, te-au scos din zona ta de confort și acum ești pus în fața faptului împlinit, ești pus în fața acestei situații de a regândi tot ceea ce ai făcut până în acest moment. Schimbări. Schimbări, schimbări și iar schimbări. Trecem la cărțile de tarot. Hai să vedem care sunt mesajele pentru cei care au soarele, luna, ascendentul în zodia săgetătorului. Mesaje importante pentru cei din zodia săgetător. Prima carte, iată că deja a căzut. A doua și a treia. Sunt patru cărți pentru trecutul tău apropiat. Pentru prezent avem prima carte. A doua carte, ce frumos se întorc, și a treia carte. Și viitorul apropiat. Prima carte. Doi, trei. Bun. Le vom lua, bineînțeles, pe rând, pe etape și, bineînțeles, că voi extrage și câte o clarificare pentru fiecare moment în parte. La baza pachetului avem aici regele de bâte. Iată o energie foarte frumoasă cu care tu începi, dragul meu săgetător. Vorbim despre inițiativă, despre forță, despre putere, despre planuri, da? Planuri noi, așa cum îți spuneam, practic toată zona asta de reorganizare, da? Este cazul să regândești. Este clar că ai un sprijin foarte, foarte important acolo, probabil un bărbat dintr-o zodie de foc ca și tine, leu, săgetător sau berbec. Foarte multă inițiativă, foarte multă focusare, mai ales pe cariera ta, simt în luna aprilie. Te desfășori într-un mod foarte, foarte fain, te desfășori în fața celorlalți, îți lași toate abilitățile să iasă la suprafață, ești aplaudat, ești primit foarte bine în acel grup, în acea comunitate, la acel loc de muncă. În trecutul tău apropiat pot observa diferite dificultăți legate de zona profesională. Cred că unii dintre voi ați plecat de la locul de muncă anterior, deoarece era o legătură toxică acolo sau probabil se întâmpla ceva în secret cu cineva la locul de muncă. Au fost destul de multe probleme legate de treaba asta. Nu știu dacă neapărat s-a aflat sau cineva a vrut să te dea afară. Cineva are ceva cu tine din punct de vedere profesional sau a avut cu tine, da? Avem aici diavolul și doi de monede.
plec, nu plec, te vreau, nu te vreau, faci bine ceea ce faci, dar știi, relația noastră nu mai poate continua. Ceva de genul acesta simt, să știi, în trecutul tău apropiat, mai ales că ai și următoarele două cărți, ai un 5 de spade și acest 7 de cupe, te-ai simțit trădat, te-ai simțit mințit, poți să fii tu în această energie sau poate să fie persoana cealaltă, partenerul. Este ca și cum cineva te-a sabotat, da? Ți-a vrut răul, te-a debusolat complet persoana asta, da? Putem vorbi despre o relație, indiferent că este profesională sau amoroasă, relație toxică, asta este clar, lucruri care nu au fost clare încă de la bun început, este foarte posibil să fi fost păcălit și cu banii sau să ți se fi dat inițial o ofertă bună, după care ai constatat că de fapt lucrurile nu stăteau chiar așa. Per total, în trecutul tău te-ai mințit cu privire la ceva sau te-ai amăgit cu privire la cineva. Oricum o să extragem clarificările imediat. În prezentul tău avem 5 de cupe, avem asul de bâte și 6 de monede. Bun, situația este în felul următor aici. Îți dorești să acționezi, într-adevăr ai toate uneltele necesare ca să o faci. Primul trimestru al acestui an este foarte important pentru tine, pentru că încă ne aflăm în primul trimestru, la sfârșitul lui martie, până la sfârșitul lui martie, însă din punct de vedere emoțional, iarăși te simt puțin down, te simt jos. Este ceva ce nu-ți creează, să spunem, confort. Încă te gândești la cineva din trecut sau încă te gândești la persoana aceea care te-a mințit, te-a trădat, ți-a creat o rană foarte, foarte profundă. Un 6 de monede, asta înseamnă că tu încă mai aștepți niște bani în prezentul tău sau aștepți o recompensă de la cineva, aștepți un rezultat, aștepți un răspuns de la cineva. Vom extrage clarificările imediat. Și în viitorul tău apropiat avem acest simbol, să spunem, al lui Adam și al Evei. Avem arcana majoră îndrăgostiții, cavalerul de spade și pajul de cupe. Bun, aici ce-mi dă mie la socoteală este o eventuală împăcare cu această persoană. Cred că este acea persoană din trecutul tău, revine cumva în viitorul tău apropiat, da? Luna mai, să știi, deci mai-iunie foarte, foarte accentuată pentru tine din punctul ăsta de vedere, este fix aceeași persoană. Deci în mod conștient își dorește să fie cu tine, vrea să acționeze, vrea să se împace sau tu vrei să te împaci cu persoana aceea, însă într-un mod subconștient există totuși acest diavol. E ceva toxic aici, este ceva vicios, este o legătură, o dependență, o obsesie de control de a avea persoana asta, da? Vom extrage imediat clarificările. Hai să începem cu trecutul tău apropiat, să vedem despre ce este vorba. Clarificare pentru arcana majoră diavolul. Wow! Soarele. Iată. Arcana majoră soarele peste diavol, pe bune, pe bune. Ai vrut de atâtea ori să te desparți de persoana asta, de atâtea ori, însă nu prea ai reușit. Deci este ca și cum face parte din întunericul tău, din lumina ta. Este o situație foarte ciudată aici, foarte, foarte ciudată. Este ca și cum nu poți să trăiești fără persoana asta. Se întâmplă ceva aici, este o conexiune foarte, foarte importantă, foarte mare, da? Își pune accentul pe spiritul tău, își pune accentul pe comportamentul tău, pe personalitatea ta. Este foarte posibil să ai copii cu această persoană, dar relația dintre voi să nu mai funcționeze de ceva timp, da? Nu mi se arată a fi neapărat un mariaj. Poate să fie un concubinaj aici, poate să fie o legătură secretă, da? Mai este vorba despre cineva aici care probabil lucrează, să spunem, cu entități malefice, cu entități care demonice, să le numim așa, da? Și nu știu dacă tu ai apelat o asemenea persoană sau ai persoana aia în jurul tău, mai poate fi în unele situații boală, diagnostic, da? În trecutul tău apropiat. Asta înseamnă 2 luni de zile. Cam asta este perioada pe care eu o văd aici. Hai să vedem
mesaje legate de prezentul tău, clarificare pentru prezent. Bun. Prima carte, avem un 8 de bâte și lumea. Wow. Deci, bun, în prezentul tău să știi că va fi o călătorie pe care nu o vei face, se va amâna, probabil ți-ai dorit să ajungi undeva, ți-ai dorit să ajungi la cineva, este foarte posibil ori să nu mai primești vești din partea acestei persoane o perioadă de 8 zile, 8 săptămâni și se poate încheia cumva, pentru că tu totuși ai această rană, ai acest 5 de cupe pe care eu îl văd aici, acest gust amar cu care tu rămâi. Sunt mai multe posibilități, bineînțeles, fiind o etalare generală. Pe de-o parte, poate reprezenta această terminare a acestei relații, adică gata, este timpul să ne oprim aici. Nu mai avem ce să rectificăm, nu mai avem de ce să ne împăcăm, nu mai avem ce să facem în zona aceasta și da, voiam să vin la tine, însă m-am răzgândit. Această călătorie care poate fi anulată sau amânată cel puțin, da? Pe cealaltă parte, putem vorbi despre faptul că conștientizez că nu mai există loc de ceva dezvoltare în această relație, dar pe de altă parte rămâneți cumva într-un contact, da? De ce spun asta? Pentru că, așa cum ți-am spus mai devreme, ai aceste trei cărți care vorbesc totuși despre o revedere, despre o discuție. Nu pot să-ți spun că tu vei scăpa de persoana asta sau persoana aia va scăpa de tine, da? Deci, mi se pare că încă mergeți o perioadă de timp așa, pe ascuns, în ascuns, vă consumați relația, da? Ok, hai să mergem mai departe, să vedem și clarificarea pentru viitor. Două cărți. Prima carte. Și a doua carte. Bun. Ești într-o situație sentimentală destul de complicată. Permite-mi să-ți spun treaba asta. Bineînțeles că doar de tine și de tine va ieși. Aici văd că se discută și lucruri legate de investiția într-un anumit copil. Mi se pare că el nu vrea să plătească niște bani sau tu nu vrei să plătești niște bani pentru asta. E cineva nu este dispus să își mai asume riscul financiar, da? Avem acest 7 de bâte, iată, și valetul de monede. Este clar vorba despre faptul că copilul tău parcă nu dorește să mai stea în prezența acestei persoane, în prezența lui, în prezența ei, nu contează, energiile se pot schimba, da? Este ca și cum se ferește, tu încerci cumva să faci acest copil să se apropie mai mult, să-i dea mai multă crezare părintelui, dar nu știu dacă neapărat lucrul ăsta se va întâmpla, să știi. Investiții și lucruri secrete, da? Vorbim aici despre subconștient, la baza pachetului Arcana Majoră Luna, care vorbește despre foarte multe secrete, despre o viață în secret. Apoi avem acest 9 de cupe, acesta este sentimentul împlinirii. Deci este o carte pozitivă, da? Dar este o carte a momentului. Asta înseamnă că te poți simți bine, te poți simți eliberat sau eliberată, dar nu vei scăpa totuși de această relație, de această conjunctură, pentru că există o dependență aici. Există o dependență, există probabil copii la mijloc, există lucruri legate de situația financiară care încă vă leagă, așa că permitem să spun că va trebui la un moment dat, într-adevăr, să luați o decizie, probabil amândoi, însă depinde numai și numai de voi. În continuare este planificată această călătorie, poate să fie pentru toamnă această călătorie pe care o faci, nu neapărat acum, dar clar este cumva în planurile voastre. Este în planurile voastre, s-ar putea să fie amânată totuși în acest moment, da? Dragul meu săgetător, cam acestea au fost mesajele mele pentru tine, sper că te-au ajutat, sper să-ți ofere ghidare. Nu uita să apeși butonul de subscribe și bineînțeles clopoțelul ca să poți primi în timp real tot ceea ce postez eu aici. Mă găsești pe site-ul oficial amostarot.ro, acolo o să găsești toate informațiile legate de mine, îți doresc toate cele bune și nu uita să ai foarte mare grijă de tine.